Cele 10 porunci ar trebui considerate norme universale sau strict religioase? Care este locul legilor divine în cadrul sistemului legal modern? Și ce părere aveți despre ideea dintr-un stat american de a afișa decalogul pe pereții școlilor publice? De la legile lui Dumnezeu afișate pe pereți până la, așa cum spune Biblia, la legile din inimă, este un drum în care intră în discuție drepturile și libertățile fundamentale. Acesta este subiectul propus astăzi pentru emisiunea A doua opinie. Urmărim materialul realizat de Opinia Production și apoi dezbatem în platou împreună cu invitații Adrian Zaharia și Bogdan Plătică. Cele 10 porunci trebuie afișate în toate școlile publice finanțate de stat. Inițiativa aparține guvernatorului republican al statului Louisiana, Jeff Landry. El a semnat promulgarea unei legi statale ce impune ca, începând cu anul 2025, cele 10 porunci să fie afișate în toate școlile publice finanțate de stat, de la grădinițe la universități. Seamănă foarte mult cu indicațiile vechi testamentale cu privire la porunci și legi. Să le întipărești în mintea copiilor tăi, să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Sigur, o indicație aparținând unei conduceri statale aparte și unice, cea teocratică. Propunerea republicanului include și elemente grafice. Cele 10 porunci să fie afișate într-un cadru suficient de mare și cu font adecvat pentru a fi lizibile. Asociația American Civil Liberties Union, cunoscută publicului ca acerbă apărătoare a libertăților civile, a anunțat că va acționa inițiativa în instanță. Într-un comunicat, această asociație avertiza că legea încalcă separația dintre biserică și stat și este în mod clar neconstituțional. Iar, pe cale de consecință, legea din Louisiana, extrem de grav, anulează primul amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care interzice instituirea unei religii naționale sau ascendența unei religii în detrimentul alteia. Primul amendament are o istorie veche. Acesta n-a fost un simplu exercițiu intelectual al fondatorilor Americii. Nu a fost niciun lucru accidental faptul că libertățile de religie, de exprimare, de presă, de întrunire și de exprimare a plângerilor împotriva guvernului au fost legate în același amendament. Toate acestea împreună reprezintă elementele esențiale ale libertății, dreptul de a gândi, a crede și a se manifesta așa cum dorește cineva și în același timp de a avea dreptul de a-și exprima convingerile. De fapt, prin aceasta, America și-a câștigat pe drept blazonul de bastion al libertății, în special al libertăților religioase, imposibil de obținut în teritoriile Europei abia ieșite din Evul Mediu, brăzdate de îngrădiri religioase și de inchiziție. Prima persoană care a definit aceste libertăți într-un sens modern a fost Roger Williams, un pastor puritan venit din Anglia, în Massachusetts, în 1631 și care a cerut pentru toți oamenii din toate națiunile aceleași libertăți și drepturi. Williams a fondat apoi Providence, din statul Rhode Island, și acolo a creat, în anul 1636, primul guvern din lumea occidentală care a acordat libertate religioasă deplină. În 1797, la numai 8 ani de la adoptarea Constituției Americane după obținerea independenței din 4 iulie 1776, Senatul a aprobat în unanimitate un tratat redactat de George Washington și semnat de John Adams, care spunea: Guvernul Statelor Unite nu este fondat în niciun fel pe religia creștină. Astfel, primul amendament garantează neimplicare guvernamentală în problemele de credință și conștiință. Astăzi, Louisiana, prin legea statală adoptată, a stârnit o adevărată furtună constituțională. Trebuie spus că nu este primul stat care a gândit o astfel de lege, dar este primul care o și adoptă. Mulți s-au grăbit să exprime susținerea pentru inițiativa Louisianei, dar gândiți-vă bine, asta vrem acum în era separației bisericii de stat, întoarcerea la vremurile restrictive ale libertăților de conștiință? Stabilirea unei religii naționale sau preferința unei religii față de alta? Așa mor, de fapt, libertățile în aplauzele celor care nu înțeleg magnitudinea unor astfel de inițiative, cu toate consecințele de rigoare.
Chiar dacă legea a rămas sfântă, dreaptă, bună și veșnică, Dumnezeu însuși a lăsat libertatea de a asculta de ea sau nu. Înainte de a fi scrisă pe pereți sau inserată în final în file de constituții statale, locul scrierii ei este mai întâi în inima oamenilor. Dar, chiar și așa, cu condiția de netrecut, doar pentru cei care o doresc scrisă acolo. Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Eu le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorii Bogdan Plătică și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Din nou un subiect interesant care are, iată, ca în ocazia precedentă, ca actor principal, Statele Unite. Vorbim despre o inițiativă legislativă care, iată, naște niște controverse. Care este, de fapt, fundamentul acestei propuneri? Cred că este o reacție la starea de lucruri în politica americană, care, mergând în ultimele cel puțin două mandate, dacă nu greșesc, vorbim de perioada Biden încoace. Ultimul mandat. Înainte de Trump, cele două mandate ale lui Obama, democrații au literalmente au spulberat prin niște libertăți care, din punctul meu de vedere, sunt destul de rău înțelese. S-au spulberat orice etichetă de moralitate, furnizând la nivel de lege inițiative care sunt, nu că sunt contrazise de Scriptură, sunt înfierate de Scriptură. Nu, n-aș vrea să le enumăr în momentul acesta ca să nu vă fac rău în relație cu nu știu cine. Însă, în situația aceasta în care un partid de genul acesta duce lucrurile într-o direcție, sunt oameni care simt nevoia să contrabalanceze. Guvernatorul din Louisiana este un republican, deci un conservator, care sătul de presiunea care vine dinspre administrația centrală pe subiecte sensibile, gen agenda LGBT și alte lucruri de genul acesta, spune, nu. Aceste lucruri trebuie să renunțăm la ele, trebuie să ne ducem către poruncile lui Dumnezeu. Toate bune și frumoase, dar exact, nu toate, e chiar așa. Toate bune și frumoase și probabil că ultimii de pe planeta asta la care s-ar aștepta cineva să spună, păi lasă să le afișeze pe ușă, pe unde vor ei să... ar fi că noi să nu ne opunem. Culmea, fix noi ne opunem pentru că înseamnă o impunere a unui lucru bun. Iar noi niciodată n-am văzut la Dumnezeu că impune un lucru bun. Dumnezeu oferă, ne pune în fața unor alegeri. Pentru că dacă astăzi impun această lege, acest grup de oameni care creștini și cu intenții bune. Și cu intenții bune. Dar dacă mâine vine un alt grup care trec și ei la vot o lege și în loc de legea celor 10 porunci vor impune legea, o lege satanică, de exemplu. În primul rând, adevărul nu se impune la vot. Este o chestiune ce ține de alegeri interioare. Și aceasta nu este marea problemă. Marea problemă este legată de faptul că principiile pe care este așezată Statele Unite ale Americii, principiile care presupun separarea bisericii de stat. Deci acolo pur și simplu avem un stat fără rege și o biserică fără papă. Aceasta este un bastion cucerit de multă vreme de către americani, încă de la început. Vorbim despre democrație în politică și vorbim despre principii biblice. La capitolul principii biblice, tu nu trebuie să forțezi impunerea nici măcar a unui lucru bun, cum sunt cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. În ipoteza că ele se vor impune, va fi un imens scandal. De exemplu, dreptul poruncii a patra, pe care unii o interpretează ca fiind sâmbăta, unii o interpretează ca fiind duminica.
Și ce facem cu cei care nu sunt creștini și au și ei dreptul fundamental absolut de a își alege exact credința pe care o au. Și care sau nu... unii poate nu vor să aibă nicio credință. Nu sunt interesați să aibă nicio credință, în schimb sunt siliți eventual să facă și o plecăciune sau o rugăciune. Sau o rugăciune orice, care nu este exact. Dar haideți să explicăm un pic ce cu acest prim amendament și în ce măsură ar fi amenințat acest principiu al libertăților religioase de impunerea unor astfel de forme, să zicem, până la urmă, într-o școală publică. Amendamentul acesta, cu privire la clarificarea rolurilor, statul e stat, biserica e biserică, este un amendament foarte bun și este salutat, adică noi îl salutăm fără nicio discuție și oamenii care ca fiind în pericol prin această lege inițiativă sau această inițiativă, au tot dreptul să se sesizeze. În ceea ce îl privește pe guvernator sau nu doar el. Aici nu există un fundament legal pentru impunerea acestei legi. E mai degrabă un argument istoric. Pentru că, într-adevăr, decalogul, cele 10 porunci, a fost punct fundamental timp de 300 de ani pentru Constituția Americii. Mai mult decât atât, nu doar în Constituția Civilă. Cele 10 porunci au fost baza educației publice în America. Uite, prin faptul că noi am onorat acest decalog, aceste legi, sute de ani ne-a fost bine. Copiii noștri s-au educat, școlile noastre s-au dezvoltat. Faptul că a trecut în ghilimele, în neființă sau cumva... Sau partea asta da, seculară în care dar religia n-a mai fost. Ne uităm un pic în CV-ul domnului Jeff Landry. Și de ce spun lucrul acesta? El a mai avut astfel de inițiative și cu LGBT, a avut niște controverse și a spus că nu trebuie salutare, adică foarte ok. La fel cu avortul, da? Deci nu a fost de acord nici cu obligativitatea avortului. Dar uitându-ne mai departe în CV-ul său, vedem că și o chestie personală, nu doar o chestie istorică sau de altă natură. El este absolvent al Universității din New Orleans, Universitatea Loyola. Acum e adevărat că numele acesta n-ar trebui să fie cei Loyola, și-au ales și ei numele. Nu e chiar așa. Adică și noi avem licee sau școli cu nume de Mircea cel Bătrân, Bogdan Petricei cu HD-ul. Dar școlile respective nu au nimic din filozofia de viață, e doar un nume. Nu așa se întâmplă și cu Universitatea Loyola de New Orleans, care în declarația de misiune, are declarație de misiune, are declarație de viziune, în care spun că ei urmăresc scopurile și metodele pe care le-a avut Ignațiu de Loyola, cel care a înființat Ordinul Iezuit. Adică ei nu se... Da, și care sunt catolici, iar el e catolic, adică nu e nicio problemă. Vedeți, tot din zona aceasta vine. Și, ca să completez un pic ce a spus colegul meu, impunerea sau, mă rog, forma aceasta de manifestare a legii publice în felul în care ei vor să o pună, se aplică un pic acest principiu machiavelian, da? Scopul scus de mijloace. Domnule, avem un scop bun, nu contează. Da, dar ne uităm în istorie că toate cruciadele au fost la fel. Da? Au venit creștinii și au măcelărit alte religii în numele binelui, în numele lui Iisus. E, din cauza aceasta nu se cade, chiar dacă ai, eu personal sunt de acord să am cele 10 porunci în casă, la școală, dar îmi dau seama că nu toți agrează sau îmbrățișează filozofia mea de viață. Aici trebuie să facem diferența între un alt element. Noi nu vorbim de școli private sau de școli confesionale, vorbim de școli publice, exact, unde merg elevi și creștini și necreștini și atei, cum spuneați mai devreme, și atunci cumva trebuie apărat dreptul fiecăruia de a-și alege și de a se închina așa cum dorește. Chiar dacă tu ești ferm convins că drumul pe care tu îl ai și pe care tu îl propui și celuilalt acolo, este cel corect. Acolo fenomenul este
ar fi o mutare la 180 de grade, pentru că în momentul acesta în școlile din Statele Unite a vorbit despre religie este sinonim cu a face o infracțiune. Deci este profesorul care îndrăznește să deschidă un subiect religios la ore, este concediat. Și-a la revedere de la educația lui, de la ce a vrut el să carieră și așa mai departe. Iar lucruri de genul acesta sunt interesante pentru că impunerea binelui este o chestiune cu care Dumnezeu nu are de-a face. Și cu toate acestea găsim de foarte multe ori în Scriptură apelul acesta. La cele 10 porunci, la ascultarea de legea lui Dumnezeu, cum împăcăm ceea ce am spus până acum, cu ideea aceasta că totuși Biblia scoate în evidență, iar noi suntem creștini și punem mare preț pe decalog, ba chiar ascultăm cele 10 porunci. Într-o țară, fac o rapidă paranteză, Iran, de exemplu, până la Revoluția Islamică, Iranul era un stat secular, în care se dezvoltau oamenii pe ce direcție doreau, inclusiv religios. Din momentul în care s-a trecut prin lege la schimbarea paradigmei religioase, oficială Sharia, care este o lege care obligă pe femei să umble acoperite, obligă pe bărbați să meargă de 5 ori la rugăciune să și toate elementele. Impusă. Religia impusă se dovedește a fi un blestem. Și nu vorbesc doar într-o țară musulmană. Dacă ar fi să vorbim, de exemplu, la începuturile calvinilor, da. În Geneva, când Jean Calvin a fost în măsură să țină frâiele întregii cetăți, a impus cu forța ce? Călcătorii de ziua duminicii, care nu participau la slujbă de nu știu câte ori, erau întâi amendați, apoi bătuți și într-un final erau omorâți. Chestiunea aceasta de intoleranță și intransigență a fost supapa care a generat de fapt amendamentul din Statele Unite când au fugit din Europa să se salveze vieții creștini, n-au mai dorit să mai stea cu statul pe cap, să le impună fel de fel de lucruri și atunci a fost această minunată separare a chestiunilor în stat. Biserica cu treaba ei, politica cu treaba ei. În momentul acesta, chiar dacă ar veni pe fundalul unei nevoi sociale în America, pentru că uitați ce se întâmplă, de exemplu, acolo. În toamnă avem alegeri. Iar celălalt candidat, care este Trump, în ultima vreme joacă la maxim cartea religioasă. El este în realitate un om politic care folosește pista aceasta ca să-și obțină idealul. Însă nefericirea din punctul meu de vedere este că foarte mulți din zona protestantă agrează fără discernământ și joacă cartea lui Trump, care duce lucrurile către partea aceasta a conservatorii. Cum se spune? A unui fundamentalism religios. Ori, bun, deci n-avem dreptul să impunem. Să înțeleg că pledoaria dumneavoastră este în favoarea libertății totale. În modul absolut, chiar dacă mi-ar conveni foarte mult sau ne-ar conveni foarte mult să fie afișate cele 10 porunci și pe stradă, nu doar în cancelarie sau la orele de curs. Da, deci nu trebuie impus nimic. Religia este un tărâm diafan care se întâmplă în suflet între tine și Dumnezeu. Ce vine din afară, reguli, contorsiunea sufletului, chinuirea, disciplina cu forța, este reiterarea inchiziției la o formă mai mică sau mai mare. Haideți să ne doriți să completați? Da, vreau să completez. Acum eu nu știu cât sunt de conștienți de efectul advers pe care îl va avea acest proiect, cei care l-au format. Pentru că acest proiect sau alte proiecte similare. Sunt oameni neutri, care nu sunt nici cu legea, nici fără lege, nici pro-lege, nici contra-lege. E, pentru oamenii aceștia neutri, impunerea aceasta îi va face să treacă împotriva legii. Adică e clar că domnul guvernator, nu știu dacă e conștient, dar
Noi știm că diavolul, care este dușmanul lui Dumnezeu, practic asta urmărește, ca oamenii, nu contează din ce motive, dar să urască adevărul, să urască legea. Și atunci, impunând-o, cei mai mulți oameni care acum stau în expectativă și nu știu de partea cui să fie, își vor face o părere împotriva acestei legi, care e curată și e sfântă, că e de la Dumnezeu, doar din cauza modului în care ea a fost promovată. Bogdan, deja ai subliniat câteva minute în urmă esența întregii chestiuni. Inițiatorul acestei legi este un romano-catolic. Ideea este că nu știu dacă el e conștient de ceea ce iese la final. Nu există că nu sunt conștient sau nu sunt conștient. Și tu ești conștient de ce vorbești la Speranța TV și eu sunt conștient și realizatorul emisiunii este conștient ce facem noi aici. Adică nu ne facem că nu știm ce facem. Doar dacă am vrea să păcălim lumea. Însă nu cred că asta este dezideratul vreunuia dintre noi. Omul acela are în misiunea vieții lui introducerea duminicii în America. De fapt, nu uita că este om politic. Este om politic. Oamenii politici au o agendă, joacă o carte, aleg o strategie. De data asta au ales-o pe asta religioasă. Și asta înseamnă, de fapt, că amendamentul, primul acest amendament nu este respectat. Pentru că momentul acesta este. Dar dacă vii și impui un astfel de mers... Se face momentul acesta doar în Louisiana, dar apoi contagiază alte state. Pentru că nu poți să vii cu o agendă politică care are de fapt un substrat religios. Și aici este un pericol foarte mare. Dar haideți să ne oprim un pic cu zona asta exterioară și să ne uităm la inimi. Pentru că Scriptura ne vorbește despre afișarea cu ghilimelele de rigoare a celor 10 porunci în inimile noastre. Ce înseamnă lucrul acesta? Atunci când Dumnezeu vorbește copiilor în pustie, da? Deci nu aveau case, nu aveau pereți, dar le spune, pe lângă faptul că scrieți-o pe mână, pe frunte, zice scrieți-o pe ușiorii ușii, pe ușă, ei n-aveau. Adică e clar că este un limbaj simbolic, adică în momentul în care o pui pe minte, este să o ai în minte, să o gândești rațional. Când o scrii în inimă, să o și iubești, sentimental. Când o pui pe ușiori, adică și atunci când intri în casă și când ieși din locuința ta, să fii conștient de lucrul acesta. Iar atunci când spune atât de frumos, și în Evrei se reia această idee cu scrierea legii pe inimă. Da, este. Vedeți? Dacă vrei, te pot ajuta. Evrei, capitolul 8, versetul 10, exact. Cred că este. Da. Dar, na, ascultătorii poate vă rog să citiți versetul. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, cu Israelul spiritual. Cu noi care suntem, da? Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Ok, mulțumesc. Noi, ca oameni firești, atunci când ne oprim la semafor, e culoarea roșie, câți dintre noi iubim să ne oprim la semafor? Nu iubim, o facem fie din reflex, fie că trebuie. Dar gândiți-vă când te grăbești, se pune roșu. Da? Adică nu o iubești. În psalmul 1, în primul psalm, Dumnezeu spune așa, da, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează cu batjocoritorii, ci își găsește plăcere în legea Domnului, pentru că zi și noapte cugete la ea. Adică Dumnezeu când i-a spus, uite, vreau ca legea aceasta nu să fie doar rațional și instinctiv, să fie în voi, să o iubiți. Da? Care sunt consecințele dacă trăiești după legea aceasta lui Dumnezeu, după cele 10 porunci? Ce se întâmplă la nivel interior, dar și la nivel exterior în relație cu ceilalți? Din punct de vedere, dacă vreți să o luăm istoric, uitați-vă la toți oamenii care au ținut cont de acest cod moral. Au fost mereu în relații bune și au prosperat. Da? La nivel personal, din experiența mea și din experiența altora cu care vorbesc, întotdeauna când ții cont de acest lucru, poate la început nu o faci cu plăcere, dar gândiți-vă că Dumnezeu a făcut creierul nostru, mintea noastră, cu o funcție extraordinară, aceea de a se adapta. Și chiar dacă la început mulți așteaptă să iubească de la început, nu se poate lucrul acesta, pentru că suntem un pic în opoziție. Dar obișnuindu-ne, văzând rezultatele unui stil de viață bazat pe aceste legi, pe aceste principii, vei vedea
că vei avea o lipsă de vinovăție. Nici nu ne dăm seama cât de mult apasă vinovăția conștientă sau inconștientă asupra oamenilor. Da? Vei avea ocazia să te apropii mai mult de cel care a dat aceste legi. Pentru că legea aceasta, cele 10 porunci, până la urmă este doar o chestiune de bază. Noi nu trebuie să ne limităm acolo, pentru că fiecare poruncă poate fi răsfirată și ramificată în 10 și sute alte de alte nuanțe. Mici nuanțe. Da? Deci este o bază de la care noi pornim. Și sfatul este ca oamenii să încerce, să aibă curajul să încerce lucrul acesta, fără să-l impună, să-l experimenteze personal și apoi să vorbească și altora despre beneficiile ei. Cum traducem în viața de zi cu zi aceste învățături? Uitați, mi se pare că este o foarte mare ironie ce se întâmplă în Louisiana acum. Care este ironia? Nu faptul că se vrea a se scrie legea aia pe ușorii ușii, cât faptul că susținerea unui exponat catolic este susținută de o masă uriașă din creștinismul american, dar vorbim de baptiști, de penticostali, de evanghelici, protestantism, da? Protestanți, care s-au străduit de decade, de sute de ani să convingă lumea că legea nu mai este valabilă. În momentul acesta, ei se declară pro-afișare, ca și cum legea dintr-o dată, exact asta lipsea societății, dar noi spuneam asta dintotdeauna, foarte bine, vor dori să o afișeze, o vor afișa, vor fi de acord cu porunca să nu fur, să nu mint, să nu curvești, să nu știu ce, cu toate cele 10 minus 1 aspect al poruncii a patra, pentru că, de fapt, asta a fost și marea problemă pentru care n-au dorit vreodată să păzească legea, pentru că i-ar fi condus să păzească în integralitatea ei. Este mult mai ușor să păzești doar ce-ți place din lege. Este un semn de... este un red flag. Este un semnal de atenționare. Dacă tot vă gândiți să puneți legea pe pereți, trebuie să știți că trebuie să păziți inclusiv sabatul zilei, a șaptea, ziua sâmbetei. Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru acest final categoric. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Dumnezeu, în Epistola către Evrei, spune: voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Acest verset subliniază ideea că, dincolo de afișarea fizică a poruncilor, adevărata schimbare vine din înscrierea valorilor în inimile și conștiințele noastre. Dincolo de această dezbatere, vă invit acum, la final de emisiune, la un exercițiu foarte practic. Recitiți cele 10 porunci din Exod, capitolul 20. Treceți-le prin filtrul conștiinței și spuneți apoi, la fel ca și psalmistul: Doamne, dă-mi pricepere să păzesc legea Ta și să o țin din toată inima mea.